Doamne, e un număr al meu original. Îl fac cântând. Besame, besame mucio, toto ti quiero. S-a spart. Veritabil, doamnă. Rugați-l să nu mai azbuțe câinele ăsta pe mine așa. Ei, Fimonov! Da. Ce-ai? Sufăr cu inima. Ei, nu spune. Și te-ai apucat de meseria asta. Mă, patrule, vezi că tu ai mai fost o dată la pușcărie. Patrule! Oh, oh, oh. Lasă-l? A spus lasă-l. Bine. Trei ție, una, două, trei mie. Patru ție, una, două, stai. Nu vrei să încercăm și invers? Dar cu cățelul ăsta ce? Vreo nouă achiziție sau ce? Să mă usuc dacă știu, tovarăși capitan. Dumneavoastră v-ați convins că eu când fac ceva spun. Se ține așa după noi, fără motiv. După tine. Și după tine s-a ținut. Domnișoară scumpă, dumneavoastră aveți o prezență. Noi urmărim să nu fim urmăriți. Te dau afară din jur. Dacă te duci la Constanța, du-și și pachetul ăsta. Ai adresa aici. M-a rugat un băiat, cred că-l știi și tu. Sunt niște prafuri pentru bunică sa. Niște prafuri americane pentru stomac. Și fac bine la stomac? Vindecă pe loc ulcerul și orice fel de boală de stomac. E. Ce faci, mă? Eu și un pic. Păi să mă observe baba aia. Nu. Lacă de aici! Gogule, nu vrei să te ajut? Nu. Eu m-am decis să te ajut. Eu nu. Mănâncă coaje! Hai, patraule, marș! Gogule, Gogule, nu mă trimite pe mine, că eu nu țin minte ce trebuie să zic, Gogule. Pedeapsa lui Dumnezeu. Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia. Gogule, nu-ți bagi joc de mine. Nu, domne. Să țin minte sau mai bine îmi scrii? Îți scrii un bilet. Hai, mănâncă, ia-o tot. Și dacă uit ceva? Păi îți notez pe hârtie. Tatăl nostru, cum e asta? Înger, îngerașul. Așul meu. Calte. Cățeluși cu părul creț, fură rasa din coteț. Nu e asta, doamne, nebun, nu vă roate pe el, doamne! Jean Constantin, doamnelor și domnilor, două minute, o foarte, foarte scurtă retrospectivă din cele mai îndrăgite filme ale sale. Discutăm astăzi despre Jean Constantin, Constanțeanul Jean Constantin, așa cum spune invitatul meu de astăzi, deși este o valoare a României, evident. Direcția Județeană de Distribuție și Exploatare a Filmului din cadrul Consiliului Județean Constanța a organizat astăzi un eveniment în memoria marelui actor Constanțean. Discutăm despre acest eveniment, încercăm să aflăm lucruri inedite din viața sa și mai avem ceva, albumul său personal și ultimele fotografii realizate în viață, albumul personal care ne este pus la dispoziție chiar de familie, vă vom prezenta câteva imagini inedite în această zi. Invitatul meu de astăzi este directorul direcției despre care vorbeam mai devreme, domnul Dan Cojocaru, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de noi! Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră! Ce ați făcut astăzi, domnule Cojocaru? Am fost să probăm filmul, să fim sigur că o să funcționeze DVD-ul pe care l-am primit de la Arhiva Națională de Filme. Știrea de ultimă oră este că evenimentul trebuia să aibă loc în Piața Ovidiu, vremea n-a ținut cu noi și ca să nu riscăm să existe o stare de disconfort pentru spectatori, el se mută, da. Soluția de backup a fost, și trebuie să mulțumesc celor de la Cityplex, de la Tommy Small, pentru că ne primesc. De la 20:30, intrare liberă, ați văzut imaginile chiar din filmul BD, așa, Brigada Diverse, la munte și la mare. Prezentat astăzi de la 20:30. Exact. Evenimentul este un eveniment mai amplu. Mai există fotografii expuse la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Pentru că vorbim de fotografii, da. Eu o să încep să arăt să le arătăm din și eu, între timp o să vă mai povestesc și mai știu despre perfect, ele. Perfect. Prin amabilitatea familiei a nepoților maestrului Jean Constantin, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie sunt expuse alte fotografii din viața de familie a maestrului, dar și din timpul filmărilor. Acest album pe care dumneavoastră îl prezentați acum, trebuie să-i mulțumim soției maestrului, doamnei Nina, și lui Ionuț Galani. Ionuț mi l-a adus. Ionuț Galani, care are pregătit deja și un bust care va fi expus la Cinematograful Republica, viitor centru cultural multifuncțional
Jean Constantin. Am discutat. Vom discuta pe parcurs despre această problemă. Această chestiune, problemă. Nu care știu cum se va rezolva. Poți să ne spuneți, dar nu are cum să se rezolve. Da. Deci fotografiile sunt acolo în piața Ovidiu. Nu întâmplător am ales această zonă, acest spațiu, pentru că se știe că Jean Constantin își petrecea mult timp acolo, în special în portul Tomis. Iată undeva acolo, în dreapta, o fotografie cu Jean Constantin când era militar. E cel cu mustață, dacă îl vedeți. Am vrut să începem evenimentul cu Brigada Diverse la munte și la mare. Acum, vede. Da. Unde este? Spuneți-mi și mie. Al doilea în picioare, de la stânga la dreapta. Al doilea în picioare, de la stânga la dreapta. Am văzut. Da. Acum a remarcat și mustața, da. Da. Brigada Diverse, care ne arată o Constanța sau Mamaia cu o plajă unde lipseau șezlongurile, nu? Acum sunt la modă. Acum sunt la modă, Sunt europene, să știți. Și ce e culmea, uite că atunci nu eram europeni, dar plaja, deși era tixită de cearșafuri, așa, oamenii nu se călcau pe picioare și se simțeau bine, erau mai voioși, mai liniștiți, plaja mult mai curată. Nu se băteau pentru un nou. Ați văzut că se obișnuiește acum. Vezi o femeie la 56 de ani, mai trage o palmă că asta se obturează vederea. Este inadmisibil. Iată un motiv în plus să aducem din nou în amintire imaginea maestrului Jean Constantin, un actor de comedie. Ieri am avut un eveniment pe care l-am prezentat și în care povesteam despre faptul că, dacă vreți, Jean Constantin sau ce a făcut și Amza Pelea sunt cei care sunt strămoșii, dacă vreți, stand-up comedy-ului de astăzi. Numai că diferența care e? Era un soi de umor lipsit de vulgaritate, da? Dacă vedeți, în cele mai multe situații, în general, la stand-up comedy, dacă nu în prima frază, în a doua încep să apară deja expresii care nu pot fi reproduse acum în emisiune. E bine, pe lângă faptul că Jean nu folosea aceste expresii, era chiar împotriva introducerii folosirilor. Jean Constantin, care, așa cum spunea actorul și colegul meu, Liviu Manolache, era un profesionist desăvârșit, dar care avea har, în primul rând. Deci Jean s-a născut cu talent și ce-l puneai să facă, el făcea. Adică... Ce înseamnă, mă scuzați, era un profesionist desăvârșit? Dați-mi Vă dau un exemplu. Eu am prins, practic, perioada de... ultima colaborare pe care Jean Constantin a avut-o cu Teatrul Fantagio, la care era angajat. Și el a ieșit la pensie undeva la sfârșitul anului 1988, începutul 1989, ultimul spectacol în care a jucat pe scena Teatrului Fantasio fiind nuntă la Fantasio. Un alt spectacol important la acea vreme se numea Fantasio Color, avea o montare destul de dificilă, mult decor pe scenă, mult decor la ștangă sus, la pod, cum avem noi în teatru, și se greșise decorul, da? La un moment dat, nu știam, băi, ce s-a întâmplat, știam doar că spațiul din spate era un pic mai înghesuit, unde trebuia să intre baletul, și toată ziua mașiniștii, băi, ce s-a întâmplat, de ce, unde e greșeala, n-au reușit. A venit ora spectacolului, a apărut Nejan, da? A intrat prin spate exact în dreptul unde erau spațiul prin care trebuiau să treacă balerinii și a făcut doi pași, atât a intrat, a făcut doi pași, s-a uitat la pod și atât a zis. Băi, zici, ce ați făcut? Că ați greșit, ați montat pe ștanga din față. Deci știa Jean Constantin câte scânduri sunt pe scenă la Fantasio. Chestiunea aceste de culise, da. Da, 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 poveștile de culise. Mm. Profesionistul care se transforma de la cabină până la ieșitul pe scenă. Iată, aici sunt imaginile... Aici avem imagini realizate, mă rog, compilate de către colegii mei. Ce avem aici, de fapt? Aici este o filmare făcută de Televiziunea Română în 1968. Au venit la Constanța, se numește Telefantezie. Jean Constantin, dacă vedeți pe fundal, acum aveți acvariul din Constanța. Aici, la intrare la Fantasio, cuplul pe care îl vedeți se numeau ei, deci erau Mitică Si Bemol și prietenul lui Sile, Duo Chiti la Vila. Cântăm de Vapucă Mila, așa cântau, așa spuneau, deci ei cântau foarte bine. Iar asta este sala Teatrului Fantasio în 1968. De ce au venit să filmeze în 1968 cei de la Televiziunea Română? Pentru că
Începând de la înființare, în 1965 și până în 1968, în doar 3 ani, Teatrul Fantagio devenise al doilea teatru ca importanță, teatru de revistă din România, după Teatrul Constantin Tănase, care deja avea experiența și numele marelui Constantin Tănase. Datorită lui Jean Constantin se întâmplă acest lucru? La început, vreau să vă spun, cuplul a fost Gelu Manolache și Jean Constantin, după care Jean Constantin a devenit faimos prin participările în multele filme pe care le-a făcut. Se pare că sunt peste 80 de filme. Și a rămas acest cuplu, Jean și Gelu, care, într-adevăr, au dus în spate Teatrul Fantagio. Adică Teatrul Fantagio, după Jean Constantin, a continuat să existe, dar n-a mai avut aceeași strălucire. Bine, s-au schimbat și datele problemei, pentru că după plecarea lui și după 1989, la direcțiunea teatrului a ajuns Mihai Sorin Vasilescu, care a făcut foarte multe pentru teatru și țin să-i mulțumesc personal, este cel care a inventat primul festival național de teatru de revistă. De ce am ajuns la Festivalul Național de Teatru de Revistă? Este un festival la care Jean Constantin, ca spectator de data asta, n-a lipsit niciodată. Și am acolo o poveste genială, vă ascult. Într-o seară, deci eu prezentam festivalul la vremea respectivă și am ajuns în seara când se decernau premiile. Acum, Jean în sală, în loja centrală, și eu spuneam, premiul pentru cea mai bună coreografie se acordă la la la, premiul constă în la. Premiul pentru cea mai bună solistă se acordă. Și tot mă uitam, băi, zic, da, n-am zis nimic de Jean, nu se poate să zic, trebuie să zic ceva. Și mi-a sclipit așa, și spun, mă opresc din a enumera. Mă uit în sală și spun, premiul pentru, fac o pauză, cel mai iubit spectator se acordă maestrului Jean Constantin. N-am apucat să continui. S-a ridicat sala în picioare. Ovație a avut. Nu știu câte minute au aplaudat oamenii, nu s-a așteptat nici el. Și s-a ridicat, și-a primit aplauzele, deci a fost un premiu special, și după care mi-au seama că la fiecare am zis, băi, premiul constă în 5.000 de lei, în 3.000 de lei, în 200, în câte erau, și zic, ce-i dau acum, că ar fi trebuit să dau eu? Eram cu colegul meu, Faneglință, în travesti, era el prezentatoarea. Da? Și zic, premiul constă în două băuturi alcoolice pe care neajeară o să îndine de a nouă mie și lufane după spectacol. S-a terminat spectacolul, am ajuns în foyer, unde era barul, multă lume, neajeară să te așa de jumătate. Zic, neajeară, iartă-mă că stai așa. Două și-a zis ce vreau să beau. M-am glumit, zic, eu nu beau, nu. Păi, dă-le două. Am luat noroc, sănătate, mulțumim frumos. Ne-am urmuit abuzele, lansat acolo. Stai așa, unde pleci? Două. Ne-a ținut până la ora 2, noaptea în 2, dar asta ca să dea de băut tuturor. Am deci înțeles. Un suflet generos, așa cum și-l amintesc constanțenii, un om bun. Deci în viața reală Jean Constantin era aceeași persoană cu umor cald, o persoană îndrăgită de către prieteni apropiați, da? Să nu uităm că a fost președintele de onoare al pescarilor din Asociație Pescarilor din portul Tomis. Avea și o cabană acolo. Avea, îi spuneam noi, garajul lui Neajan, da? Era vopsit el verde acolo și își petrecea mai tot timpul acolo. Trebuie să avem cum să trecem peste această expresie frumoasă inventată de Jean Constantin, preluată de mulți după aceea, în numele lui, pentru că licența îi aparține. N-ai cum să nu-l iubești pe omul care spune, nu dau toată America pe Constanța mea. A fost în America Jean Constantin. Acum hai să vă spun cum a ajuns Jean Constantin pentru prima oară în America, în Statele Unite. Jean Constantin a fost la un moment dat, fiind și cunoscut, asta e, trebuia să fie, a fost secretar de partid la teatru. Pe vremea respectivă, trupa care se mișca mai des în străinătate era teatrul de balet clasic și contemporan Oleg Danovski. Ei petreceau cam 2-3 luni pe an, fie în Germania, fie în alte țări, din Occident și din Asia chiar. Ei, la un moment dat au fost invitați în Statele Unite. În calitatea lui de secretar de partid, nefiind balerin, da, a mers cu teatrul Oleg Danovski, care era o secție a teatrului de revistă Fantasio, în Statele Unite. Așa a ajuns pentru prima oară. După 1989 a fost de multe ori în străinătate și a interpretat diverse roluri pentru românii de acolo.
momentele lui pe care și le purta peste tot, ca eu, iară o povestea Nicu Constantin, da, în întâlnirea pe care ați văzut-o acolo, el intra pe scenă și întotdeauna, iubiții mei constanțeni, așa începea, iubiții mei constanțeni, așa a ajuns la Timișoara. S-a urcat pe scenă, iubiții mei constanțeni, după care s-a oprit, da, iubiții mei timișoreni, atât de mult iubea Constanța. Discutăm despre Jean Constantin în a doua parte, ne-am propus să vorbim puțin despre ce înseamnă film, despre direcție, despre... Mai continuăm câteva minute cu discuția despre Jean Constantin, domnule Cojocaru. Ca să putem face o paralelă între ceea ce a fost și ceea ce este și urmează să fie. E o paralelă, mă rog, inegală, da? Ca la gimnastică. Am discutat puțin, da, și înainte de emisiune. E interesant. Bun, vorbeam despre Jean Constantin. Mai am câteva mici întrebări. Cum îl priveau colegii, actorii lui? Vă spun eu când am intrat în teatru, dădusem primul examen la Institutul de Artă Teatrală Cinematografică. Profesorul meu a fost marele actor de la Lucia Struza Bulandra, Petre Gârghiu. În primul an, când am dat eu examen, a fost un singur loc la teatru. Pentru, cum era loc atunci, pentru băieți incorporabili, ca așa era, un loc, și trei pentru neincorporabili, cei care terminaseră deja armata. Erau patru locuri pentru băieți și patru pentru fete. Atât. Da? Și în primul an am ajuns al nouălea. Deci nu aveam cum să intru pe... Bun. Și am plecat în armată. Când m-am întors, m-am angajat în Teatrul Fantasiu. La început, înainte de a fi actor, pentru câteva luni de zile, pentru că nu era un post liber de actor, am lucrat ca mașinist și îmi plăcea, pentru că eram fascinat. Munceam toată ziua să facem decorurile într-o perioadă în care se jucau 7 spectacole pe săptămână, vara, în fiecare seară, în fiecare seară, câte un spectacol. Când eram la sediu, am jucat și 3 spectacole pe zi. Jucam la copii dimineața 2 spectacole și unul seara. 7 spectacole în toate grădinile de vară, începând de la Mangalia până la Mamaia, peste tot, uneori și la Năvodari se mai juca. Deci se putea. În momentul în care stăteam eu în culise, aveam un soi de... îi veneram efectiv pe... erau diferențe, erau artiști. Artiștii erau respectați mai mult decât acum, da? Se trăia, zic eu, pe alte coordonate. Coordonatele astea s-au schimbat un pic și atunci s-a produs această modificare în sens negativ, zic eu, de asta acum grădinile sunt goale. Există alte alternative la spectacol, atunci se socializa altfel, nu pe site-urile de socializare, nu pe smartphone. Ei bine, domnule Cojocaru, că acum există smartphone-urile și socializăm imediat, instantaneu, e bine. E foarte bine, este o evoluție și o involuție în același timp. Ne dezvoltăm într-un... Da. Cât vorbim noi, arăt, da, că am promis asta, da, da, ultimele, da, imagini cu Jean Constantin în viață, să nu uităm de ele. Acolo este cu Ionuț Brănescu. Cu 2 zile înainte de... Imediat. Cu 2 zile înainte de a muri. Acum 5 ani de zile. Au trecut ani. Repede. Da. Bun. Și încă o fotografie ultima. De pe scenă. Cu câteva zile, săptămâni. 2 zile mi se pare. Cu 2 zile. Da, înainte, da. Bun. Dar Jean e lângă noi. Adică trebuie să privim așa. Că vorbeați de mediul virtual. Tocmai că mediul ăsta virtual, da? Internetul ne-l păstrează acolo. Filmele lui ne fac să ne amuzăm și acum și vă reamintesc că în această seară la ora 20:30 o aștept la Cityplex în Tomis Mall, Brigada Diverse la munte și la mare. Mâine Neamărin Miliardar cu filmările acelea fabuloase de la hotelul care are o cameră, care poartă numele hotelul din stațiunea Mamaia. Da. Am Zapela și faimoasa replică 5-aș cu mine, domnul Jean Constantin. Deci multe replici pe care și copiii noștri... Se râde și acum la filmele. Dar uitați-vă cu câtă sinceritate și lejeritate se făcea tot. Nu era scălâmbăială, nu era... Avea și momentele acelea, că astea sunt. Și cum se parodiu fac lucrurile acum? Că se pare că se fac bine în ceea ce privește filmul românesc. Avem filme de valoare, nu? Avem. Păi ăsta e paradoxul. Da. Știți cum e? Vis-a-vis de film, că acum ne ducem în zona de direcție de film. Da, facem trecerea aceasta. Suntem în situația, consider eu, aceea în care nimeni nu este profet în țara lui. Adică filmele noastre, filmele românești câștigă premii și recunoaștere internațională, dar nu se întâmplă și în România cum se întâmplă în alte state, nu mă înșel, în Cehia, unde filmul local vinde la fel de bine ca filmul american de box office. Da? E un paradox. Noi producem
N-ai Caranfil, spunea la un moment dat, facem filme de patrimoniu. Nu suntem în zona aceea americanilor care au făcut industrie cinematografică, unde totul trebuie să vândă, da? Profit. Unde totul este calculat. Se știe profit. Că la secunda 30 trebuie să-mi apară o împușcătură, la minutul 10 trebuie să o strângă pe aia în brațe, la minutul 25 trebuie să apară nu știu ce sunet. Deci totul este rețetă. E făcut după o rețetă, da? Bine, după ce încasează câteva sute de milioane de dolari, mai fac și câte un film de artă. E, noi suntem în extrema cealaltă, facem filmele de artă și le facem bine. Avem mulți tineri care au primit această recunoaștere internațională, dar în același timp nu le cumpărăm. Și exemplu este ce s-a întâmplat cu noi vara aceasta. Am lansat o provocare la grădina de vară de la Eforie, la Eforie Nord și am intitulat vara aceasta Vara Filmului Românesc. Mulți dintre cei care vin la Eforie Nord, deci tipul turistului de Eforie Nord, că știți că în fiecare parte e tipul turistului de Mamaia Nord, de Mamaia Centru, Mamaia mai spre Constanța, de Eforie, fiecare în funcție de buget și de cerințe de vacanță. La Eforie, oamenii vin, se uită la film românesc și ori nu intră, ori nu rămân până la sfârșit. Nu se poate ca un film... Înțeleg că au fost filme, a fost Aferin, de exemplu. Deci Aferin, propunerea Centrului Aferin Național de Cinematografie... Aferin extrem de bune. Și este propunerea pentru premiul Oscar de anul viitor. Deci este un film care merită văzut. Care n-are cum, care în piața Ovidiu a făcut... Astea sunt câteva sute de spectatori. Peste 1000 mi se pare că a făcut Aferin. Și atunci oamenii cer film american. Eu cred, da, bine, aici ce se întâmplă? Trebuie să-i obișnuim pe oameni. Eu după ce am văzut eu, mai avem cel ales. Am văzut trailerul, am stat să văd filmul. E un film care e ca un film american, dacă vreți. Este și făcut bine, da? Este și interpretat bine, are și partea aceea comercială, are și celălalt, un film, o comedie satirică, dacă vreți, cu o distribuție senzațională, doar cu Buletinul la Paris. Mircea Diaconu, Dorel Vișan, Zanfirescu joacă acolo, se întâlnesc titanii, da? O poveste superbă în care un profesor de limbă franceză strânge bani toată viața lui ca să ajungă și el la Paris. Nu o să ajungă niciodată. Deci, iată, filmul românesc care nu vinde. Și atunci, eu cred că trebuie sprijinit. Este greu să reziste în sistemul actual, în multiplexurile, da, din centrele comerciale, pentru că acolo totul e pe bani. Acolo trebuie să vândă. Nu vinzi, ieși. Nu existi. Și atunci, cât și-a dorit să-l țină, dacă nu încasează, ei îl scot. Și atunci apare alternativa... Bun, Consiliul Județean Constanța, dumneavoastră puneți la punct Centrul Cultural Republica, așa o să-i spun eu, unde încercați... Jean Constantin? Republica. Stați, no. Acolo scrie, credeți-mă, da. A trecut astăzi. Știu, da? Știu. Scrie Centrul Cultural Republica. O să scrie unde, Jean Constantin. Unde încercați să îmbinați filmele unde încercăm comerciale să cu... facem ce am spus de la început. Direcția Județeană de Distribuție și Exploatarea Filmelor, prin ceea ce fac eu acum, da. Sprijină filmul românesc. Da? Sprijinim cultura și filmul românesc. Haideți nu să... există, am vorbit și cu Centrul Național, la Centrul Național Cinematografiei, vreau să aduc premierele la Constanța. Cinematograful Republica a fost cinematograf de premieră, a fost al doilea cinematograf ca importanță din România. Haideți să lămurim problema aceasta. Bun. Eu am văzut că scrie acolo Centrul Republica. Nu eu vă spun acum ce se întâmplă la momentul acesta, oficial, dacă vreți, da? Bun. Există acordul familiei din iulie anul acesta, da? Au făcut acordul. De luna trecută de an, da? Da, luna iulie, începutul lunii iulie. Și acum se urmează căile legale, da? S-a mers cu acordul la culte și patrimoniu, de acolo s-a trimis la Consiliul Județean, la prefectură. Cine se ocupă de proiect din Consiliul Județean a făcut toate scrisurile către cei care se... Nu, e un proiect european, este totuși. Un proiect fonduri europene destul de dificil de schimbat. Există promisiunea ca la următoarea, am vorbit cu domnul vicepreședinte Dragomir, ca la următoarea ședință de Consiliul Județean să se stabilească chiar prin ședință de Consiliu numele luna aceasta cinematografului. Luna cred că o să fie la sfârșitul lunii acesteia. Trebuie să fie luna aceasta. Să fie luna aceasta.
La următoarea ședință de consiliu. N-are nimeni... Dacă se schimbă, schimbați și literele acelea, denumirea de pe frontispiciu, da? Știți, nu sunt eu constructorul acum, depinde un arhitect păi de treabă. Dacă se schimbă, trebuie să lăsați așa... Propunerea noastră a fost, s-a mers mult peste. Am cerut să curățăm și să se schimbe... N-am făcut un scris, dar se știe, propunerea există. Toată partea de trotuar din față să devină o alee... plină de stele, da? Ale artiștilor, așa ca pe Sunset Boulevard la Los Angeles și să fie, de ce nu, prima stea, steaua maestrului Jean Cine Constantin. Cine trebuie să accepte acest lucru? Acolo e spațiu public, acolo trebuie să comunicăm cu primăria. Nu cred că este niciun fel de problemă. N-ați vorbit până acum? Nu, încă nu, n-am vorbit. Eu am transmis mai departe, către cei care se ocupă de proiect din partea Consiliului Județean. Ca să se termine totul, chiar și noi trebuie să înaintăm mai multe cereri către primărie acum, că mai avem de rezolvat oareșe probleme tehnice acolo vis-a-vis de lucrări. Pentru că ați ajuns aici la probleme lucrările. Tehnice. Din punct de vedere lucrări, construcția pe final de august, cel mult început de lună septembrie, se finalizează. Vine perioada de pereți gata, dar goi, da? Gata. Nu, e făcut, ca și structură e făcută, mai trebuie pus mocheta, după care trebuie să vină dotările. Da? Bun. Când deci, estimați înăuntru, că vor veni dotările? Acum depinde, pentru că e perioada de achiziții publice. Știți cum e, trăim în România, sunt achiziții publice, dacă nu sunt contestații, dacă sunt contestații, sunt niște perioade legale care trebuie păstrate, nu știu, 30-60 de zile în cazul în care... Nu. Mi s-a spus, ar trebui să fie undeva prin decembrie deschiderea centrului. Dacă nu o fi în decembrie și o fi la începutul lui ianuarie, da, eu cred că îmi doresc ca Moș Crăciun să ne aducă acest frumos dar, deschiderea centrului pe care Constantin Centrul Cultural Jean Constantin, nu Republica. O să vedem în decembrie, domnul Cojocaru. Cum vă luptați cu multiplexurile? Pentru că veți avea... Da, nu mă lupt, eu vreau să colaborez. Vă luptați? Da, nu mă lupt, pentru că nu mă lupt. Veți avea concurență puternică. Nu. Concurența aduce progres, cred eu. Da? Ei sunt cu zona lor foarte bine gândită, au altă strategie de marketing. Noi vrem să existăm pe o piață culturală, da? Să ne adresăm celor care iubesc filmul, în primul rând, și nu nachosul, da? Înțelegeți? Adică vreau să vă spun, de exemplu, pe final că e interesant, că nu veți găsi la cinematograful Republica Jean Constantin spațiu în care să vă puneți băutura într-o parte și popcorn în partea cealaltă, le consumăm afară, pentru că dacă mergem la film, haideți să vedem filmul și să nu să ne pătăm hainele cu diverse. O fi bine, o fi rău, vom vedea. Vom vedea. Mai aștept și cu altă ocazie, pentru că discuția despre acest centru este de-abia la început. Mulțumesc pentru prezența și pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus astăzi aici. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, domnilor și domnilor. Rămâneți cu România TV în continuare.